În clipul de astăzi vreau să încerc cel mai bun CAM din joc, care este Zine din Zidane. Cel puțin după OVR, adică are 94, destul de probabil să fie și carduri poate mai mici în OVR pe CAM, care să se descurce mai bine in game, dar la nivel de OVR, ăsta este cel mai bun, 5 cu 5 acolo la weak foot, la skill moves, 4 jumate acolo cu stamina, senzațional, dacă ne uităm la atribute, arată într-un fel de mare fel, nu ai ce să-i ceri absolut deloc În special ce, ce, ce ține de shooting acolo, de dribbling Ca măstețuri care sunt necesare pentru un jucător pe poziția de ce a mea arată senzațional și la nivel de passing extrem, extrem de bine. Deci l-am cumpărat pe domnul Zidane la 19 milioane 900 aproape 20 de milioane. După clipul acesta o să-l vând, nu o să-l păstrez la echipa Am zis că vreau să fac rost de cât mai mulți coin și acum la început, să fac rost de resurse și așa mai departe. Însă pe contul ăsta principal, evident o să mai facem din când în când astfel de experimente, să cumpărăm ceva carduri mai insane pe care să le încerc, să-mi dau eu cu părerea cum sunt, care e faza cu ele și poate cumva să vă dau și vouă o idee dacă merită sau nu să cumpărați un anumit card dacă vă doriți să faceți acest lucru, știi, și poate îl cumpăr eu, vă arăt că nu prea merită și poate vă răzgândiți și cumpărați alt card în loc. Evident o să pierdem acolo niște bani la nivel de taxa aia de 10% când o să cumpăr și o să vând astfel de carduri, dar ne asumăm absolut această pierdere, deci l-am băgat în locul cu în locul lui Diego Jota, dacă să țin minte, CF-ul de 90 OVR care își pierde o grămadă acolo. Din nou dacă îl joc nu pe poziția sa O să dăm un match rapid de head-to-head -head cu el Pentru început ulterior poate o să mă bag la mai mult la versus atac ca să atingă de mai multe ori mingea Zidane, să îl punem în diverse situații. De pasă, de gol, de pasă, gol și așa mai departe. Nu uitați de like oh, și subscribe, e e binevenit. De asemenea, o să vă las o poză aici cu niște carduri a lui Zidane, care ci că ar trebui să vină într-un presupus eveniment cu Icon în Journey. Nu e nimic oficial, dar sunt o grămadă de surse și de licuri legate de treaba asta. Cred că am mai vorbit și într-un clip precedent, dar nu știm încă sigur, n-avem informații oficiale de, de la cei de la EA, că s-ar băga cât de curând evenimentul Icon Journey pe care l-am avut și pe FIFA Mobile, dacă vă amintiți acolo. La început era mai relevant acel event, era acel Fernando Torres de 99 OVR, era un Casillas de vreo 90 și ceva ca portar și alte carduri Icon plus multe resurse pe care le puteai face de la acel eveniment și era super, super util, mai ales la început de joc, acel eveniment. Sperăm că o să readuc acel event până la urmă și pe FC Mobile și dacă îl readuc și licurile sunt adevărate, am putea să vedem acele carduri ale lui Zidane pe care le-ați văzut mai devreme pe ecran. Ar fi frumos și de-aia și astăzi am ales să încerc întâi. Am dat să fac un schem, schem acolo, dar Cred că e puțin și la și jocul momentan. Nu mi-a luat schema, s-a dus pur și simplu în spate, deci da, e super tare jocul. S-a blocat de tot pentru o perioadă și acum uite că și-a și -a revenit joaca asta. Am încercat să fac dublă schema, dar nu mi-a ieșit și m-a faultat, nu? Mă pune să șutez cu Zidan, a, ah, Zidan de fapt faultase acolo, ok. Credeam că îl faultase pe Zidan al meu, știe și cu apărarea Zidan? A, ah, știe puțin tel. Știe ceva mai mult Frumos, frumos, frumos Ia du-te în față Du-te, du-te, du-te Vreau să încerc o pasă ceva mai Și cu cu Zidane Dar nu mi-a ieșit Și cu și Învățăm la un moment dat să vorbim și noi în viața asta Nu e nimic nimic pierdut Vorba aia din străbuni O viață trăim, o viață învățăm Dar cred că ar fi, ar fi și cazul să învăț și eu să vorbesc Făcând content deja de atâta timp Măcar că de cât. Să nu-mi fie rușine cu mine în lumea asta mare, dar... Nu, no, nu se poate. Uh, uită pe Zidan. Un fake shot. u la ce a ieșit fake shot-ul ăla, dar m-am întors tot în depol. Depol, cred că era ăla. Frumos cu fake shot dar uh, mi-a luat iarăși comanda puțin întârziat. Nu pot să-mi dau seama dacă e din cauza că e, nu știu, ceva delay mai la și meciul ăsta. Sau cam așa ia comenzile și fac schirurile mai greu acum. Uh, jucătorii pe FC Mobile. Nu e totul la fileu la moment. Zidane, pentru tine un cerc. Mamă ce milanturi. Fotbal ne jucăm, nu? Cred că... Cred că încă e fotbal ăsta, putem să-l numim așa, zic și eu. Parcă am dat click pe FC Mobile, care ar trebui să fie un joc simulator de fotbal la finalul zilei, dar să Se încălzesc și eu mușii de la spate, de la mâini, că probabil va trebui să fac niște scheme de arte marțiale pe aici, că nu e fotbal ăsta, e orice, numai nu fotbal. Ce se întâmplă pe aici, frum? Ce a fost? L-am mușcat de poponeț. Deja vedeam o pasă cum merge bam direct la Zidan. Erau mai puțini jucători de al lui în jumătatea sa. Și puteam să încerc niște schiafa asta. S-a băgat pe auto? Uh, nu nope. Bravo Zanetti Bravo tată, dă-i pasă la adversar Bravo, uite așa Te pup, te pup, te pup mm, Hai cu o șansă de atac Ok, meciul s a fost super ciudat N-am înțeles deloc ce s-a întâmplat Pe acelea Dar, uh, ia, Zidan cu o pasă Și un șut De la Își bate joc de mine Își bate joc De mine, Zidane No, am încercat pauș. Ne salvează zi doam, la final de zi, dar am văzut că s-a blocat acolo și am zis nu să văd celebrarea. Mamă, ce celia are aici pe, pe centru, vedeți? Chelea și el ca și mine, săracu, în perioada aia, pentru că ne-au dat acest card cu acest vizual minunat. Bă, un gol mai stângace, așa, dar îl primim și pe ăsta. Am lăsat celebrarea, nu ca să fiu toxic și doar ca să văd ce celebrare are Zidane, dar aparent a dat cu adversarul, îmi pare rău domnule Nu asta a fost intenția mea, n-am reușit să-mi dau seama de prea multe chestii Cel puțin am încercat să-l forțez pe mai multe scheme pe Zidane Și față de alte carduri pe care le am eu momentan la echipă Evident se simte că stă mai bine pe ele Pe balance, pe agility acolo e așa mai titiresc puțin el Cu toate că e relativ înalt Zidane. N-ar fi neapărat un card de tipul ăla care să se rotească easy, easy din schemă în schemă. De obicei astea sunt cardurile mai... Jucătorii mai scunzi care pot să facă treaba asta. Ia să-l vedem la câteva meciuri de versus atac mai bine și... Vreau să-l văd pe bază de shooting. Ce poate din voleu, din peste cap, din foarfecă. Și să îngale cu domnul Mise. Hai că e bine. O, oh, pe Son Fernandez. Carduri interesante pe acolo. Ia, s-a și deconectat. Dar știi ce? O să joc așa și cu el deconectat. Nu mă interesează ce goluri de el, că oricum. La nivel de apărare, la versus atac, tot botul se apără. Mă interesează să-i dau mingea cât mai des posibilă lui Zidane. Și dacă pot să fac asta fără să... Așa, ia să-l așteptăm noi. unde Zidane? Nu acolo pasă. Uite așa lui Zidane. Ia. Să-l încercăm din schemă în schemă. A? Care e, vreau să văd întâi care e schema lui de bază Double click e, e ruleta, ok, că am fost atent Acolo în uh, detaliile cardului Ia un power de aici Ula la și l-am încărcat puțin el uh, cam, cam, mult Cu alte carduri pe care le-am eu la echipă Când încărcam atâta cam Se șuta deja pe, prin zona aia Pe la 10 km de la sol Pe unde zboară belișcopterele, avioanele Dar vezi că Zidane a dat bine ea. Încercăm și de aici un power shot cu acest Grilish. V-am zis. Deja la avioane, dar cred că și Grilish și are 4 sau 3 la Wickfoot. Și Wickfoot la el cred că e stângul. Dacă nu mă înșel. Îmi place și celebrarea asta lui Pireu. De dansează în stil Neymar. Vreau să-l caut iarăși pe Zidane. L-am găsit. Cred că l-am găsit până la urmă pe Zidan acolo. Nu pot să spui nu neapărat. Ia, acelea. Unde ești Zidane? Că pe tine te caut. Uite la acolo, la lung, dar n am mai ajuns mingea la el, dar el era, cred. După chelie, parcă l-am văzut bine. Am vrut să-l încerc mai mult la versus atac, dar aparent nu prea participat de mult în fazele de atac, totuși. Aici Zidane, deci mai bine tot la head-to-head, să-i dau traiuri. Să înțeleg mai bine ce mâncare de pește este acest card. Vă amintiți că era site-ul FIFA Renders pe care puteam eu să compar diverse carduri, să văd la nivel de stețuri care cum e mai bun, nu știu ce a vrut să facă bărbatul aici, dar am încărcat mult cu Raul acest power shot și n-am profitat. Dar profităm acum cu fines, presupun cu pireu, foarte frumos, nu înțeleg ce vrea să fac adversarul Deci ziceam de site-ul ăsta și vreau să verific acum dacă s-a datat deja totul și pentru FC Mobile Am văzut că deja s-au introdus carduri chestii, dar vreau să văd dacă este valabilă și secțiunea aia de a compara carduri Ce drept acum nu prea mai e nevoie atât de mult de ea Pe FIFA Mobile era nevoie ca să înțelegi cum... Afectează și nivelul la skill boost un card sau altul, în dependență de ce stats bustează și așa mai departe, era mai greu să-ți dai seama tu singur vizual Care cum e mai bun, dar aici, ținând cont că analizezi doar stats în primă manșă, nu te interesează instant și training ăsta nou și rank up și așa mai departe Poți să-ți dai seama și vizual care card cum e mai bun, în dependență de stats pe care le are, nu? Și pe ce ame cum e mai bine acolo pe passing, gen e nevoie de passing la anumite capitole de la shooting și de la dribbling, te uiți anume la stețurile alea la fiecare jucător pe poziția de ceame și îți da seama și singur care este mai bun. N-ai nevoie neapărat să te duci acolo pe... Uh, nu știu de ce am făcut încă o schemă aici, trebuia să încerc poate un fel de shoot ceva, dar mai mult vorbeam și mă concentram pe ce vorbeam decât pe a juca și a finisa cumva acea fază de gol. Bun, Sedorf. Îmi place mult cardul ăsta lui Sedorf. Deja l-am băgat de ceva timp. Am dat ceva meciuri cu el. E bun și pe atac și pe apărare. Un CM veritabil absolut. Bam, 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 bam. Spamăm schemele, dar dacă spamăm schemele, nu prea intră din una în alta. Ca pe FIFA Mobile. Deci au mai nerfuit faza asta, știți? Cum luam mingea pe FIFA Mobile și... Făceam schemă după schemă, dar aici îi mai ia cu, mai amețește la, la căpățână jucătorii și prima schemă o fac bine, după a doua mai scapă mingea de la picior. Nebunii de genul. A, nu știu dacă treaba asta e cauzată neapărat că s-a modificat extrem de mult gameplay-ul și poate mai mult de faptul că sunt mai mici în cardurile. Față de cum erau evident pe FIFA Mobile spre final. Probabil e o combinație între cele două. Mai degrabă... Bellingham o pasă pentru Zidane Zidan o pasă înapoi lui Bellingham Bellingham o pasă lui Zidan. Bam, bam, bam Bam, bam, bam Da, uite, vezi? Am încercat iarăși să încercă de două ruleta Și la a doua ruletă a lăsat mingea de la picior să se ducă Bye, bye Deci să nu mai încerc așa aiurea să intru din schemă în schemă Să folosesc schema cu cap la momentul potrivit Și să încerc să avansez gen în mod normal Alergând cu mingea la picior sau prin pase Uh, M-a citit aici Și eu ca prostul m-am dus și înapoi Ca să-i dau la sigur mingea adversarului Ia yeah. uh, Am vrut să-i dau lui Zidane să urce Dar a urcat Zidane și singur Așa uh. Și aici am încercat cu un change de line și o ruletă Din prima Dar n-a fost să fie Bam Încă o pasă pentru Zidane Am încercat șut simplu de aici Și a ieșit Lăsăm și celeblarea Să-l vedem iarăși pe Zidan cum dă el cu pumnul în ceruri. Foarte, foarte frumos, dar nu mă așteptam să fie gol. Deja sunt obișnuit să dau din pozițiile de genul fie un power shot, fie un fines. Și aici m-am grăbit că deja, uite, venea jucătorul ăla să le pe la spate și am dat șut simplu, nici n-am încărcat foarte mult, dar Zidane de unul singur l-a plasat conform cerințelor și a băgat minjuța aceasta în poartă. Foarte, foarte frumos. Nu am ce să zic, Zidan. ea recuperează și pasta. Mm, și nu vrei să mai urci? Am văzut că deja era cam obosit Zidan al meu. Că tot spamez cu toate mingile posibile pe el. Nu mai duce nici el săracul chiar. Chiar dacă stă destul de bine pe stamina. Mm -hmm. Hai Zidan, urcă. Urcă, tata Da, urcă ăsta la alt. Da, urcă și Zidan. pasă iarăși pentru Zidan. Bam, 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 bam Și de aici Mamă, 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 mamă Cu cești de la Nu ăsta n-am crezut că va trece de acel adversar Însă a reușit cumva aici Am dat-o fix pe portar Că eu n-am dat pic în zona aia Dar mingea s-a dus în zona aia Nu înțeleg why, dar Sedorf, lasă-l pe ăsta să facă scheme în fața ta Dar tu doar bagi un picior Și s-a terminat cu atacul său Doar că a fost faul de data asta dar e bine și așa A fost un uh, fault tactic la de la Sedorf Așa uh, Nu știu ce căuta screen atât de sus Înțeleg că a fost acolo să ajute Dar trebuia să se întoarcă mai ră. Trebuia să-i dau pasă direct Am să-i dau pasă din aia through Și să șutez cumva din prima cu Zidan Da, a dat-o fix la adversar Pireu deci nu prea a ajuns la Zidane să șuteze acolo, dar uh, mi-a plăcut. Ce fază a mai avut Zidane pe aici S-a descurcat senzațional și m-a surprins Mai ales cu șutul ăla Că am încărcat foarte puțin din poziția aia așa mai Puțin mai îndepărtată de poartă Și a marcat Frumos să mai vedem în acțiune pe Zidane într-un meci Și ulterior îi zicem bye bye de la echipă Din păcate Mi-a plăcut Timpul puțin pe care l-am avut cu el Mi-a plăcut A fost unul foarte frumos Foarte romantic S-a mișcat frumos in game, n-am de ce să mă plâng. Dar uh, nu-mi permit un astfel de card atât de scump în momentul de față. Au, oh, ce-a sărit acolo Raul. Uh, bun, bun, bun zi, Dan, aproape să recupereze mingea acolo. Frumos, am crezut că e de ăla, dar nu e Haaland, e ceva holung, habar n-am. Timpong hmm? revine, recuperează. Frumos, mingea pentru Raul. O pasă acolo, pasă la Pireu, mamă ce greșeală mare pe el, ce greșeală mare pe el acolo, ca da dat cu acel card, l-a lăsat pe Pireu să se ducă pe treaba lui și a marcat. Foarte tare, domnul Pireu, nu avem de, 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 ce să ne plângem de dumneata și cam e și cardul cel mai bun pe care l-am în momentul de față la echipă, dacă nu luăm în considerare pe Zidane care urmează să plece. Dar până acum a plăcut surprins de domnul Zidan Sincer să fiu cu dumneavoastră. Zidan uh, Zidane în față, nu? Yep. Ouch! Ce a trecut nebunul? Ce a trecut nebunul? Shoot! N-am vrut să dea acel change de line. Eu încercasem să găsesc butonul de shoot, dar asta e și mai complicat pe emulator. Încercam să găsesc butonul de shoot și să dau un power shot cu Zidane de acolo, dar... Și a fost finesul ăsta, doamne, din acea poziție, ia vezi. S-a întors instant de pe loc finesul ăla. Mm. Ziceam acolo mai devreme că am încercat să se dau paruri. shot, dar cu mouse-ul ăsta, cu cursorul, până găsesc butonul potrivit, am dat tot pe schemă și a făcut un chase de lines, a dus oponentul, gata, e cu rage quit meciul ăsta aparent. O bestiuță absolută acest card al lui Zidane, vreau să văd acum a, ce carduri mai sunt pe ce am așa mai mari inovare și care ar putea să fie într-un fel sau altul peste Zidane, dacă e posibil așa ceva la nivel de stats, dar deja merg și să-l scot de la echipă direct și să-l bag pe market, să facem asta rapid, pentru că dacă lăsăm mai mult timp, cel mai probabil prețurile o să se tot ducă mai, mai low și mai low la el și inclusiv la alte carduri, mai ales la Zidan, poate dacă se va și anunța într-un final acel eveniment oficial cu Icon Journey, unde, vor, unde probabil să luăm un alt card de al său, maxim de 92 o vă reparcă. atunci cu siguranță va influența treaba asta, prețul acestui card de 94. Deci l-am pus la 19.700.000 pe domnul Zidan cu siguranță o să se vândă, era oferta mea și încă a unui băiat la acest preț care e cel mai mic din, dintre cele oferite. Cam spre 2 milioane nu voi pierde din o taxa de 10%, dar am zis pe contul principal îmi permit astfel de pierderi de dragul contentului. Pe contul de Road to Glory, în schimb, nu o să fac astfel de experimente și de idei așa, de mele de a încerca anumite carduri ca să mă distrez și așa mai departe Dar să vedem pe marche Dacă dăm noi la search La poziție După ce am. Avem CAM-ul aici frumos Și următorul card ar fi acest Charlton Care e aproape la jumătate de preț Mamă, dar și arată bătrân zici care 90 de ani în poza asta Charlton, înțeleg că e Icon Că a jucat de mult și chestii de genul Dar... Really? Se arate așa 5 cu 5 arată destul de bine și dumnealui Stai că aș vrea să verific totuși pe FIFA Renders Dacă pot să mai compari cardurile Ar fi frumos La passing instant văd că e ceva mai low decât Zidane La dribbling stă foarte foarte bine Cât de înalt e? 1.73 și Zidane? 1.85 Zidane e mai înalt Deci destul de probabil N-am atras atenția foarte mult la balance și agility la celălalt card Dar uite, la agility stă mai prostut 75 Zidane. Deci poate și din cauza asta mi era și mie mai greu să intru din schemă în schemă cu el Balance 83 Dar dacă ne uităm la charlton, fiind și mai scund Probabil stă mai bine și pe agility și pe balance Într-adevăr Un alt card pe am mai frumos, uite acest Bagio Bagio, 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 da, deja e mai leu, Deci nici nu are sens să-i comparăm, să vedem care cum e mai bun. Clar, Zidane este cel mai bun, dar dacă vrei ceva mai titirez acolo, probabil acest Charlton ar fi mai potrivit. Are 4 la skill moves, nu 5, 5 avea parcă Zidane sau tot 4, dar are și ăsta 5 la weak foot. Și Charlie. Charl, nu Charlton, e Charlton. Nu știu cum se pronunță, Dumnezeu cu el, a, probabil ar fi o variantă mai bună pe ceame și mai ieftină. Dacă nu doriți să dați atâția bani pe acest card al lui Zidane, care am zis probabil să mai și scadă în preț, dacă vin acele carduri cu el de la Icons Journey. Rămâne de văzut. Văd că și Ronaldinho are o variantă pe ceame frumos de 91 OVR. Evident, arată. A, bestiuță Ronaldinho Ca toate cardurile sale De la toate jocurile cu fotbal existente Dar văd că are 4 La foot acest card al său Deci nu e chiar perfect, perfect Cu acel patru acolo Neapărat, Socrates A avut carduri interesante și pe FIFA Mobile, îmi amintesc de dumnealui 5 cu 5 presupun, nu? A, 5 cu 4, tot e bine Dar stă mai bine aparent Pe Agility, a, pe balanced execrabil cu 59, deci mai e greu să faci schemă, schemă, schemă după schemă cu el, cu acel balance. Cam acesta a fost clipul, mi-a plăcut să mă distrez cu acest card și o să mai facem astfel de clipuri în care încercăm anumite carduri mai insane, Măsura în care o să și avem bani să le cumpărăm și să le vindem Pentru că dacă tot facem asta constant o să pierd toți coin și dar nu avem nevoie neapărat de asta Dar am zis cred că ar fi o serie bună pe canal să tot scot astfel de clipuri în care încerc anumite carduri mai insane, care sunt și foarte scumpe, ca să vă dați și voi seama dacă merite sau nu să cumpărați acele carduri, ghidându-vă oarecum după umila mea opinie după ele și văzându-le in-game la mine. Nu uitați de like, subscribe, noi ne auzim data viitoare. Bye bye!